Etapa 19 a primului eșalon al handbalului feminin a programat la Brăila partida dintre Dunărea și SC Mărâmnicu-Vâlcea. Oaspetele veneau după două înfrângeri consecutive cu CSM București și Măgura Cizinădie și au reușit să se impună clar scor 32-27, conducând în permanență după primul sfert de oră. Echipa brăileană a ratat numai puțin de 5 aruncări de la 7 metri, 3 dintre ele fiind apărate de portari. SC Mărâmnicu-Vâlcea a găsit o echipă a Brăilei cu multe jucătoare accidentate. De la gazde au lipsit Canaval, Udriștoiu, Chintino, dar Rocea accidentată, Iacobsen răcită, iar Curtovici, nerefăcută după accidentare, a fost pe foaie la număr, trimisă inițial pentru aruncările de la 7 metri, dar după ce a ratat-o pe prima, nu a mai intrat. De la SC Mărâmnicu-Vâlcea au lipsit Gonzales și Florica. Pentru ambele echipe urmează miercuri 23 martie meciurile din optimile Cupei României. SC Mărâmnicu-Vâlcea va întâlni la Mioveni echipa gazdă Dacia, iar duminică 27 de la ora 15, elevele lui Bendal întâlnesc echipa daneză Herning Ikast în manșa tur din cadrul sferturilor de finale ale HF European League. Costul unui tichet de acces la această partidă costă 30 RON și va putea fi procurat de la casa de bilete a sălii Traian, conform următorului program. Vineri 12-16, sâmbătă 10-15, duminică 10-15. Casa de bilete va rămâne deschisă până la epuizarea acestora. Accesul la acest joc se va face fără restricții.